Pentru că suntem o emisiune și de educație și cultură. Ia uzi, unde? Vă dăm un citat din Gigi Becalie. Da. Copii, dacă nu reușesc să vă convingă să nu fumați, părinții, bunicii, prietenii de la școală, măcar Gigi Becalie vorbește pe limba tuturor. Nu mai pot eu de ce a făcut Florinel Coman la gol, zice Gigi după meciul de aseară, 1-1. Coman bagă țigări câte două pachete. E distrus, e mort. El vrea să ajungă fotbalist? Băi, lasă țigara dacă vrei să fii fotbalist. Trecui el la imperativ. Atât? Adăși. El vrea să ajungă fotbalist? Băi, lasă țigara dacă vrei să fii fotbalist. Are talent, dar la revedere dacă nu alergi. Și Lăcătuș fuma, dar țigările de acum nu mai sunt ca cele de atunci. Au 35 de substanțe narcotice drogangiste. Mi-a spus mie cineva. Te omoară! Îți distrug plămânii, mi-a spus mie un specialist, probabil britanic. Dragii mei, mai clar de atât, eu zic că nu se poate să nu fumezi că faci una, că faci alta, ce scrie pe pachetele de țigări, pistol cu apă. Deci, țigările de acum nu sunt ca alea de atunci, da, care erau bio, au 35 de substanțe narcotice drogangiste. Mai luați de mai fumați astăzi. Mulțumim, Dani. Cu plăcere. Puteai să dai înainte de pauză pe asta, ca să nu mai plecăm toți încolonați. Da.